subiectul despre slăbit este din ce în ce mai discutat în zilele noastre. Numai că când vine vorba de a stabili o dietă eficientă și în același timp sănătoasă, avem unele rezerve. Majoritatea dietelor trebuie analizate minuțios și discutate cu nutriționiștii. Astăzi vă propunem dieta cu apă cu lămâie, dieta care este recomandată de către specialiști în nutriție și considerată una dintre cele mai ușoare. Că apa cu lămâie are multiple beneficii, nu mai este un secret pentru nimeni. Numeroase diete au inclus un ritualul zilnic, chiar dacă nu vrei să slăbești, apa cu lămâie îți va da energie și hidratare, dacă o vei consuma imediat după trezire. Datorită conținutului ridicat de vitamina C, grăsimile vor fi arse, iar celulita va fi redusă. Apa cu lămâie are un secret care te poate ajuta cu adevărat să slăbești un număr impresionant de kilograme, fără efort sau foame. Dacă slăbitul este totuși obiectivul tău, trebuie să știi că apa cu lămâie are o schemă care te poate ajuta să dai jos kilograme bune într-o lună de zile. Înainte ca să începeți dieta cu lămâie, trebuie să cunoașteți și să urmați niște reguli. Apa cu lămâie se consumă de dimineață, imediat după ce v-ați trezit, preferabil apa să fie călduță. După aceasta puteți lua micul dejun peste jumătate de oră. Apă, multă apă! Nu uitați că pe parcursul întregii zile să beți cel puțin 2 litri de apă. Legume și fructe. O altă regulă este să suplimentați aportul de vitamina C. Specialiștii recomandând că pe parcursul acestei diete să introduceți în regimul zilnic porții de fructe, dar și porții de legume. Salate și cereale. Chiar și salatele sunt foarte importante, ele fiind consumate la fiecare masă principală. Puteți pasa o banană pe care să o mâncați cu un bol de cereale dimineața. La ora prânzului puteți opta pentru o salată de roșii în care să adăugați morcov ras. Mâncare sănătoasă condimentată cu lămâie. Concentrația de zahăr din sânge trebuie să fie reglată, de aceea folosiți suc de lămâie la prepararea tuturor mâncărurilor care permit acest lucru. Fibrele din cereale integrale. Fibrele vor încetini trecerea zahărului în sânge. Trebuie să respectați această regulă pentru că un nivel ridicat de zahăr din sânge va favoriza stocarea zahărurilor sub formă de grăsimi. Cât se poate fără dulciuri. Limitați-vă cât mai mult consumul de dulciuri, deoarece aceste alimente au un conținut foarte ridicat de zahăr, fapt ce duce la stocarea grăsimilor și implicit la creșterea producției de insulină. Mierea poate înlocui dulciurile, fructele coapte, migdalele și nucile, fiind și ele o opțiune foarte bună pentru voi. Și fără alimente procesate. Pentru că această dietă să reușească, este o idee bună să vă feriți de alimentele intens procesate. Bazați-vă alimentația pe produsele naturale, cum ar fi orezul, pastele integrale, legumele, mâncarea gătită în casă și fructele proaspete. Informează-te! Nu-ți fie lene! Citiți cu atenție și etichetele produselor alimentare și orientați-vă doar către produsele care conțin o cantitate mai redusă de substanțe chimice. Nu vă alegeți produse cu mulți aditivi, conservanți și coloranți. Uită de fast food! Excludeți din regim produsele de tip fast food, carnea roșie și produsele de patiserie. Aceste produse conțin grăsimi rele, ele ajutând la stocarea grăsimilor. Mesele principale. Realizarea unui program de mese este important. Un regim echilibrat va avea un efect benefic asupra sănătății voastre, iar această dietă va fi mult mai eficientă. Fără gustări între mese. Un alt lucru recomandat este să evitați gustările dintre mese. Așadar, după cum v-am promis, în continuare vom afla cum să slăbim 10 kg în 30 de zile. Amintesc, tot ce trebuie să faci este ca în fiecare zi să bei un amestec de suc de lămâie cu apă înainte de prima masă a zilei. În schimb, cantitatea celor două lichide variază, există un grafic ce va fi afișat aici. Fă o captură de ecran sau ia notițe și în următoarele 30 de zile împrieteniți-vă cu această schemă. Apa caldă cu lămâie băută pe stomacul gol are proprietăți diuretice puternice și accelerează metabolismul. Asta înseamnă că te scapă de retenția de apă din organism, îți pune metabolismul în funcțiune și îți ajută corpul să se detoxifice, iar aceste efecte se resimt și pe cântar.
Însă, înainte de a urma această dietă, trebuie să aflați starea voastră de sănătate, să vă consultați cu un medic pentru a vă spune dacă este potrivită pentru dumneavoastră. Dieta cu lămâie este contraindicată persoanelor care suferă de afecțiuni renale, digestive sau biliare. Nu în ultimul rând, aveți grijă la efectul yo-yo. Imediat după ce veți termina această cură de slăbire, adică cele 14 zile în care consumați lămâie cu regularitate, plus celelalte 16 zile în care respectați regulile pentru o alimentație corectă, aveți în vedere ce consumați și nu uitați că este recomandat să vă limitați la alimentele sănătoase și să faceți cât mai multă mișcare pentru că rezultatele să se mențină și să reușiți să aveți greutatea dorită. Dacă acest video ți-a răspuns la o întrebare ce te macină de mult, ce faci cu el? Îl distribui mai departe cunoscuților și necunoscuților. Pui like și te abonezi la canalul nostru. Dacă vom fi mai mulți, va fi mai interesant.